pauză. Wow, ce lumini ești frumos! Mamă, ce m-aș opri aici puțin. Trebuie să ajungem la bunii Sofia. Avem un coș plin de bunătăți pentru ea. Hai că e prea frumos luminișul ăsta, ca să nu ne oprim, să stăm și noi puțin să-l admirăm. Știi ce? Cred că ai dreptate. Oricum suntem în timp. Hai să stăm puțin, dar după aia să nu ne abatem de la drum, că știi ce a zis mami? Știu cum să uit ce a zis mami? Mami? Parcă pe mami trebuia să o salvez. Ce se întâmplă? Cred că mi-e foame. Ce mai e prin coșul ăla? Nu e de la foame, draga mea, Ana. Cu toate că poate fi un impediment și asta. Haideți să vedem. Eu cred că până la finalul episodului Ana va uita cine sunt farinele. Nu mai probleme faci. Și ce vrei să fac dacă mi-e foame? Să aștepți să-ți treacă. Nu merge așa, avem doar o variantă. Ce variantă? Păi, avem mâncare la noi, nu? Da, avem ouă, vin, cozonaci și tortellini. Perfect, iau și eu o gură, că mi-e prea foame. Poftim? Dăm și mie o gură din pastele alea sau din orice mai avem în coș. Doamne, fetește, astea sunt doar pentru bunica. Dar mi-e foame și nu o să moră nimeni dacă iau și eu o bucătură. În niciun caz nu te atingi de mâncarea pregătită de mami pentru bunii Sophie. Lasă-mă cu figurile astea, mi-e foame. Te spună, mami. Și ce să fac acum? Mi-e mult prea foame. Du-te și tu la vânătoare, doar suntem în pădure. Te-ai gândit tu bine să mă duc la vânătoare? Și ce vrei să fac? Să strig animalele și ele să apară gătite în fața mea? De ce mă simt de parcă aș avea puteri? Funcționează! Timpul trece, iar Ana începe să uite cine este. Da, nu merge. Mi-e foame. Caută și tu niște fructe ceva. Da! Bravo, însuși, te zici tu ceva bun? Eu mereu zic lucruri bune. Parcă mă simt de parcă am puterea tot știutului. Fructe. Pe unde-s fructele alea? Ce acolo? O vulpe! Ai zis ceva? E o vulpe, ești vine după mine? Ana! Doamne, vine după mine! Unde ești? Ai zis ceva? Vine după mine să oprească cineva! Ana, mă auzi? Te aud, tu nu mă auzi? Doamne, bine că ai apărut. Pe unde ai umblat? Ai găsit fructe? Nu mai plec cu tine nicăieri în viața mea! Tocmai m-a fugărit o vulpe! Ai găsit fructe? N-am găsit fructe. Oh, și chiar mi-era poftă. Eu mor de foame și tu te plângi că n-am găsit eu fructe? Și avem și coșul plin de mâncare. Hai, curaj că nu pățești nimic. Curajul nu ține de foame. Stai liniște, Ana. Găsește ceva de mâncat. Și ce vezi tu de mâncare pe aici? Ouă, vin, cozonaci și tortellini. Și am voie să mănânc ceva? Nu, bineînțeles că nu. Dacă mai văd o dată vulpea aia, o pun pe tine. Tu uite-te bine pe aici, poate găsești ceva fructe. Ia, stai. Nu sunt fructe, dar... Fragi? Și fragi ce-o fi, legume? Fructe. Am găsit ciuperci. Ciuperci, niciodată nu mi-au plăcut ciupercile. Nici mie nu-mi plac, dar de foame merge. Eu mă duc mai în față să caut fructe. Du-te și nu te mai întoarce. Oricum nu te abați de la cărare, deci te găsesc eu. Scap și eu de tine câteva minute. Auzi, aia tot chiar scapă de mine. Ciupercile astea sunt cele mai bune din viața mea. Ana, unde ești? Plec și eu 2 secunde și te mănâncă vulpea. Ana, ce faci aici? Mi-e rău. Ți-a trecut foamea și te-a luat răul, a? Îmi vine să vomit, mi-e foarte, foarte rău. Hai să mergem, că se face târziu. Nu pot să mă mișc de aici, mi-e rău. Te prefaci ca să mai stai în luminiș. Trăiește în povestea ta cu scufița roșie. Dacă nu poți să mă ajuți acum că mi-e rău, nu mă interesează. Și ce vrei să-ți fac? De ce ți-e rău? De la ciupercile alea, cred. Păi de unde e la ciupercile? Uite de acolo, de lângă copacul ăla. Ai mâncat de pe jos? Dar ce era să fac zbor de foame? Mami a zis să nu mâncăm niciodată de pe jos. Și mami a zis să împărțim când avem ceva. Iar tu nu ai împărțit mâncarea din coș cu mine, așa că trebuie să împart cu copacul. E mâncarea bunicii, nu a mea. Nu înțelegi niciodată nimic? O sunt pe mami. Stai puțin, ai telefon la tine? Normal că am telefon la mine. De când până când are scufița roșie telefonul aia în pădure? Sunt o persoană importantă și nu știu niciodată când o să am un apel de afaceri. Alo, mami? Apeluri de afaceri. Erau Anei, niciodată nu te ascultă. Am mâncat de pe jos. Am mâncat de pe jos și am zis să ia mâncare din coș. De-aia vrea să mănânce ca animalele de pe jos. Când îmi revin, să vezi ce-ți fac. Da. Și am zis să nu mănânce de pe jos și să ia direct din coș. Tu ai pus mâncare și pentru noi la pachet. Ce zici să-i dau? Lapte? Avem lapte în coș? Ah, avem și lapte în coș. Da. Ok. Bine, mulțumim! Ce tot spui acolo? Mi-ai zis să iau din coș? Tu mi-ai zis să nu iau din coș. Ei, doar nu vrei să știe mami că ne
certat, s-ar fi îngrijorat. Că sigur nu s-a îngrijorat că m-am intoxicat cu ciupercile alea. Ce a zis să fac? A zis să-ți dau o sticluță de lapte din coș. Avem lapte în coșuleț? Da, avem lapte în coșuleț. Nu erau doar ouă, vin, tortellini, cozonaci? Nu, avem lapte, prăjituri, niște sandwich-uri la pachet. Dar da, mami, să nu fie foame pe drum. Și tu acum îmi spui, de ce nu mi-ai dat când am cerut? Am văzut că te descurci. Ești extraordinară. Mulțumesc, poftim. Ia o gură de lapte ca să-ți revii. Mamă, deja mă simt mai bine. Ce lapte o fi ăsta? Vezi dacă faci ce zice mami. Iar mami a zis să mâncăm ce ne-a pus în coș. De ce nu faci ce zice ea? Greșit! Mami nu știa că vii cu mine atunci când mi-a pregătit pachetelul. Deci, era pentru mine. Știi care e problema? E târziu, știu. Hai să mergem. Și asta, dar nu doar asta. Adică? Cred că am băut prea mult lapte. Am nevoie la toaletă. Toaletă? Chiar nu am în coșuleț. Era și cum să ai toaletă în coșuleț. Nu e nicio toaletă disponibilă în toată pădurea asta? Ba da, vreo 10. Hai că mă duc în tufișul ăla. Ce e? De ce nu mi-ai zis? De ce nu mi-ai zis că e un arici în tufa aia? Am crezut că l-ai văzut. A putut să mă înțep aproape. O, drăguței, sper că n-ați uitat de lupul nostru cel rău. Sau cum i-ar zice Ana, bandito. Ha-ha, fiți pe fază, fraților, am revenit. Bandito? Ce e cu tine? Man, mie nu-mi zici bandit, că-ți dau dis. Iar a venit lupul cel rău. Oh, ia, lupul cel rău a venit să facă show. Ai mâncat vreo ciupercă de pe jos? Ce e cu hainele astea pe tine? Bro, nu știți că ăsta-i trendul acum? Doamne, bandito, la ce te mai referi de data asta? Băi, când făceam eu rap, ăștia ascultau balade, pentru că nici măcar nu știau de rap. Ce e cu hainele astea pe tine? A, nimic, ca niște țoale de-astea de firmă, știi? Îmi flexez și eu outfit-ul de trapper. Ce e șapca aia în capul tău? Șapca mea de șmecher, cum, nu știi? Nu, că tu ai luat ora asta, nu-i tot. Faima și banii mi-au luat mințile. Ce faimă, bandito, ce bani că tu avea? Dacă mai zici o dată bandit, îți dau dis. Lupul ce rău s-a făcut? Trapper! Ce s-a făcut? Am fost întotdeauna trapper, dar nu știați voi. Mi-am dat seama de chestia asta că eu sunt cel mai bun. Eu cred că tu minți. Haide să vedem dacă ești cel mai bun. Doar nu te pui cu regele muzicii trap în persoană. Hai să facem un rap battle să vedem cine e mai bun. Ana, ce zici? Te bagi? Doamne, eu prostie, eu cred că visez. Iar dacă visez, vreau să mă trezesc acum. Acum. Chiar se află într-unul. Doar că din ăsta nu te mai poți trezi, draga Ana. Îi e frică, știe cu cine o dă. Păi, până dau eu proba de sume, s-a și terminat. N-aș face rap battle cu bandito, nici să mă plătiți. Lăsați-mă cu fazele astea. Păcat, înseamnă că fac de râs doar pe scufiță. Încep eu? Începe tu. Eu sunt lup, eu sunt lup, da, eu sunt lupul cel rău, șeful tău. Oh, yeah! Hai, mă, bandito, am crezut că ai învățat și tu în toți anii ăștia tăi de viață. Pisicească! Așa să te faci de râs? Păi, stai așa, că ăsta e doar un demo, dar am eu un băiat. Mamă, știi cum le editează? Miștoro de tot, e țiplă. Nici măcar n-ai voce de rap. Păi nici nu-mi trebuie. Eu când ți-am zis că nu știi trendul, crezi că ai nevoie de voce ca să poți să cânti trap? Ar vrea să facă muzică, dar voce clar că n-are. Se laudă că are bani. Dar ceșește-te mâncare. Opriți-vă, oprește-te. Hai că e penibil de acum. N-are talent și râdem de el încă o dată. Ne vorbește despre modă. De-aia uită-te cum arată. Și dacă tot vorbim aici de muzică, el e praf. Dita mai lupul care visează la tortellini. Dar oprește-te că nu ești cu mult peste el. Da, dar eu nici nu fac rap, surioară. Păi ce, el ce face? Oh, n-am mai pățit așa ceva niciodată, nu pot să cred. Când să mai pățești așa ceva când tu nu faci muzică? M-am făcut de râs. Te-ai făcut singur de râs, bandito, și ea tot singură. Nu, ea nu s-a făcut de râs, a făcut 3 rime. 3 rime ți se pare mult? Păi eu n-am făcut 3 rime în viața mea. Eu ți-am zis că nu e de tine muzica asta, lupule, hai, du-te și apucă-te de altceva. Plec acum, dar o să mă întorc și o să mă întorc mult mai puternic. O să vedeți voi război atunci. Bandito, bandito, lupule! Ce mai vreți? Ți-ai uitat șapca de trepăr. Lupul cel rău e foarte trist. Scufița roșie i-a spulberat visul artistic cu doar 3 rime. În timp ce Ana privea șocată un rap battle între Bandito și Rux. Doamne, ce-mi place jocul ăsta! Și cred că și vouă vă place!
Urmăriți următoarele episoade ca să vedeți ce se mai poate întâmpla cu Ana și Scufița Roșie. Pardon, Rux. Și să vedem dacă o să încerce lupul să se răzbune pe amândouă.